În județ avem 7 centre de permanență, în care, din păcate, medicii nu mai vor să intre. Aceștia dau vina pe dotările precare din centre, dar și pe faptul că nu se merită. Banii cu care sunt plătiți să asigure gărzile în aceste centre sunt mult prea puțini. Așa că prefectul Silviu Neacșu s-a văzut nevoit să-i roage pe medicii de familie să se gândească și la oamenii din aceste zone. Vreau să vă spun că am văzut săptămâna trecută un centru de permanență de la Crâmpoia. Excepțional dotat. Curat, modern. N-am reușit să găsim 6 medici, finanțat în continuare, că ne plângem de finanțare, deci finanțat în continuare, n-am reușit să găsim 6 medici, care-s minimul, nu? Da, care să dorească, nu știu de ce. Da. Primar ne-a dat în judecată pe noi medicii de familie, da, pentru a plăti gaze consumate pe centru de permanență din Potoara. Cum puteți să spuneți că este dotat centru de permanență din Potoara? În 1993, deci, a fost prevăzut un dispensar pentru modernizare prin Banca Mondială și s-au adus niște un mobilier. De acel mobilier s-a folosit domnul primar, a mai tras o vorbeală pe acolo, a pus atâta, în rest... Doamna doctor, vă rog să mă iertați că vă întrerup. Ăsta este motivul pentru care nu doriți să faceți gărzi în acest centru? Bun, deci în continuare, ăsta este motivul pentru că... Am înțeles. Medicii susțin că la Potcoava nu pot munci pentru că nu sunt condiții. Dar, din păcate, și centrul de la Crâmpoia, unde există dotări foarte bune și condiții excelente, nu are medici. Cu toate că medicii nu s-au arătat dispuși sub nicio formă să meargă și în aceste centre de permanență, cei din administrația județului nu doresc să renunțe la serviciile medicale din localitățile respective. Pentru unii oameni din zonele pe care le deservesc, aceste centre medicale sunt singura lor șansă la un tratament în caz de nevoie. Garantez că vom găsi medici, oameni care vor dori să facă astfel de gărzi. Pentru că și în orașul Potcoava există oameni care au nevoie de asistență medicală. Centrele de permanență de la Crâmpoia, Potcoava, Vișina, Brastăvățu, Baldovinești, Osica de Sus, Dobroteasa sunt întreținute pe cheltuiala administrației locale. Primăriile suportă cheltuielile de întreținere, Casa de Asigurări de Sănătate plătește în schimb gărzile medicilor și asistentelor și asigură trusa de urgență. Medicii care aleg să facă gărzi în aceste centre sunt remunerați cu câte 12 lei și 8 bani pe oră, iar asistentele cu 8 lei pe oră.